Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem în această seară o etalare interactivă cu tema ce vă ascunde persoana iubită, ce nu știți despre această persoană. Bun, am făcut videoul mai devreme, s-a întrerupt și va trebui să-l fac din nou, ok? Dar erau niște mesaje destul de interesante și îmi pare foarte rău de el. Bun, vom face doar două etalări, va trebui să vă alegeți un număr de la 1 la 2. Și să nu uitați că eu notez minutele pentru fiecare etalare parte, iar voi le veți găsi mai jos în descriere, împreună cu datele mele de contact. Haideți să vedem. Să începem cu numărul 1. Ce vă ascunde persoana voastră iubită? Ce nu știți despre această persoană? Ce vă ascunde persoana voastră iubită? Ce nu știți despre această persoană? Ce vă ascunde persoana voastră iubită? Ce nu știți despre această persoană? Vă ascunde că are un conflict interior destul de mare vis-a-vis de voi. Ceva din trecutul lui sau din trecutul ei o bântuie, și anume niște fapte pe care le-a făcut, niște lucruri. Parcă persoana asta a muncit foarte mult și a eșuat pe partea asta pentru că nu s-a ales cu nimic. Vă ascunde că are un conflict interior și certuri foarte mari în familie. Își dorește să facă o schimbare pe plan financiar, dar nu știe de unde să înceapă. Vă ascunde că este blocat sau blocată într-o situație în care ar dori să vă facă o ofertă serioasă. Ar dori să vă facă această ofertă serioasă, să vă mutați împreună, să fiți împreună. Însă persoana asta trebuie să încheie ceva mai înainte. Trebuie să încheie. Este o energie aici de o persoană care depinde financiar de cineva. Vă ascunde că are energie de 7 de săbi și anume o persoană care va minți foarte mult, dar vrea să spună adevărul. Ia să vedem cu ce va minți cu 7 de săbi. Cred că aici sunteți, văd regina de bâte, leu berbec săgetător, regele de bâte, leu berbec săgetător. Aveți de-a face tot cu o zodie de foc, sunteți tot zodii de foc, dar mai văd și gemeni, mai văd și pești și taur, ok? Persoana asta v-a mințit în faptul că este încă îndurerată în ceea ce ține de o relație din trecutul lui sau din trecutul ei de care nu s-a vindecat complet, ok? V-a mințit că își dorește justiție cu o femeie din rac pe scorpion sau balanță care i-a distrus viața acestei persoane, poate fi mama, poate fi fosta, ok? Poate depinde financiar de această persoană, din câte văd, foarte mult. Împărăteasa și cu soarele. Poate persoana asta o ascunde că a lăsat pe cineva însărcinată și ar vrea să... sau că are un copil cu cealaltă persoană de care nu știți și vrea să pună capăt acolo, sau poate dintr-o experiență, dintr-o aventură a făcut un copil cu cineva. Ce vă mai ascunde cu 7 de săbi? Este și o fecioară implicată aici, că depinde de o fecioară financiar. Ce vă ascunde cu 7 de săbi? Gemeni, balanță, vărsător. Vă ascunde că depinde de o figură feminină în ceea ce ține de parte financiară. Depinde. Poate să fie o instituție, poate să fie... E vorba de familie. 10 de monede, vorbește de familie. Vă ascunde că are o mentalitate pe care a dobândit-o din familie, o mentalitate destul de greșită. E în așteptarea unei moșteniri sume de bani. Jonglează două situații, doi de pentacle, mă rog. Diavolul și regele de cupe. Există aici o persoană toxică în viața acestei persoane, un capricorn, rac pe scorpion, deși ne căzuse și regina de cupe, ok? Sau asta poate fi persoana voastră iubită. Vă ascunde că ori este cu cineva pentru bani și că își dorește să iasă din acea situație și că își dorește să spună adevărul și că vă urmărește. Voi nu știți că persoana asta vă urmărește foarte mult. Ce vă ascunde cu marea preoteasă?
că muncește foarte mult, ceea ce n-a făcut cât era cu voi și că n-are niciun succes în urma acestei munci. Parcă este o persoană care va spune cu marea plăteasă că a pierdut o luptă. Ce vă ascunde cu asul de monede? Că vrea să plece dintr-o situație, ok, să lase pe cineva în urmă care știți, poate voi nu știți, pentru bani, și că vrea o familie cu voi. Vă ascunde că familia a influențat această persoană să facă aceste acțiuni, acești pași. Și familia a avut o contribuție foarte mare în ceea ce ține de distrugerea acestei persoane. Ce vă ascunde, cop de săbi? Este într-o cruntă depresie persoana asta. Cop de săbi vă ascunde că este blocat sau blocată într-o situație și că vrea să se întoarcă înapoi la voi. Pentru câțiva dintre voi poate să fie faptul că această persoană este în închisoare și voi nu știți lucrul ăsta și vrea să scape de acolo, să vină la voi. Dar dacă nu este vorba de asta, vă ascunde că este blocat într-o situație și vrea să se întoarcă, să facă lumină în această decepție pe care v-a provocat-o. Ok. Ce vă ascunde cu doiul de bute? Că așteaptă o comunicare din partea voastră. Foarte mult așteaptă o comunicare din partea voastră. Parcă persoana asta așteaptă să fie salvată. Cam așa ceva. Ok? Orică își dorește să vă comunice. 1-1-1-1. Că a realizat că sunteți suflete pereche. Ce vă ascunde cu acest cavaler de cupe? Că vă iubește foarte mult. Și că a dus lupta asta între minte și suflet, vindecarea asta. Și persoana asta este ca și cum nu se simte demnă de voi, ok? Persoana asta este ca și cum nu se simte demnă de voi. Și aveam un mesaj mai devreme și nu pot să nu-l spun. Pentru că mi s-a întrerupt video poate tocmai din cauza asta, că nu trebuia să-l spun. Dar tot insist să-l spun. Mesajul sună așa. Persoana asta este abuzată de cineva din familie foarte tare, ok? Și acum vorbim de un abuz sexual. Este posibil să vă spună că are și o orientare bisexuală, dar nu pentru că vrea, ci pentru că cineva din familie, o figură paternă sau altcineva, îl abuzează. E vorba de un bărbat. Dar poate fi și o femeie. Și ce am văzut mai devreme cu diavolul ce vă ascunde, este că persoana asta vă ascunde că plătește karmic acum foarte tare, dar vă mai ascunde că a făcut ceva foarte grav. Ok? Poate din faptul că este abuzat, poate la rândul lui să abuzeze și anume, nu știu cum să spun. Nici mai devreme n-am știu cum. Ok. Persoana asta poate să fi făcut parte dintr-o crimă. E vorba de ceva ce extrem de ascuns. Sper să nu fi făcut parte la propriu, dar să fi fost de față. Dar este tot una. Ok? Este ceva foarte sumbru aici. Este ca și cum cineva șantajează persoana asta. Că dacă pleacă din mediul respectiv, va spune despre amănuntul ăsta. Ce mai ascunde că vrea să plece din mediul ăla toxic? Persoana asta e abuzată, în ultimul hal, sexual, fizic. Sunt vicii la mijloc. Ce vă ascunde cu asul de lupte? Că nu vrea să fie tată, dacă a rămas însărcinată cea a treia energie. Vă ascunde că nu mai vrea să fie abuzat de un tată. Că nu mai vrea să aibă dependența financiară de celelalte persoane și vrea să fie o persoană independentă financiar. Persoana asta vă ascunde că are foarte multă furie pe cei ce au făcut lucrul ăsta și pe cei ce l-au despărțit sau au despărțit-o de voi. Vă ascunde că se vindecă. Se vindecă interior. Și cu foarte multă durere,
vrea să ia o decizie. Persoana asta este bântuită de ce a făcut în trecut. E foarte bântuită. A pierdut foarte mulți bani. A fost într-o afacere cu un taur fecioară capricorn. Este și o a treia energie aici, care l-a trădat, a trădat-o. Ce vă ascunde cu 8 de cupe? Că-și caută echilibrul. Persoana asta are niște traume din familie, poate a avut un tată abuziv, mama abuzivă. Persoana asta poate suferi de alcoolism și nu vă spune de acest lucru. Poate voi nu știți de ce se comportă ciudat alături de voi, dar persoana asta are o problemă cu alcoolul și nu poate să vă spună acest lucru. Încearcă să vă spună, dar nu poate. Vă ascunde că vrea să creeze o fundație stabilă cu voi și că vă regretă și regretă că nu v-a spus adevărul. Ce ascunde cu asul de săbii și ce vrea să spună, da? Momentan, la asul de săbii ne cade spânzuratul și anume faptul că persoana asta este blocată, dar va lua decizia în final să iasă din energia asta de cavaler de bâte și să spună adevărul, nu să nu asul de săbii. O familie profită de această persoană. Wow! A fost trădat pe parte financiară, exact cum v-a trădat pe voi persoana asta în trecut financiar. Pentru că simt o persoană care v-a trădat pe voi financiar. A pierdut foarte mulți bani când a fost cu voi. A muncit degeaba. Știe că n-are ce să vă ofere. Dorește foarte mult să vină către voi și va veni să o facă o ofertă stabilă. Dar persoana asta trece prin, îi spunem așa, dark night of the soul. Partea întunecată, în care își echilibrează mintea și sufletul. Ok, haideți să vedem și din Lenormand. Ori este posibil pentru câțiva dintre voi să ascundă că face parte dintr-un cult. Ok? Foarte ciudat. Iar voi nu știți lucrul ăsta. Poate de când v-ați despărțit voi, persoana asta s-a implicat într-o asociație, într-un cult foarte ciudat. Pentru bani, pentru a face ceva. Iar persoana asta nu știe că o să mai iasă de acolo. Dar o să auziți la persoana asta adevărul. Ce vă ascunde persoana iubită? Vrea să facă lumină. Nu are posibilități financiare și ar dori să aibă posibilități financiare și nu vrea să credeți că vrea să depindă de voi financiar. Vă ascunde că nu mai are o casă sau nu are posibilitatea unei case sau a pierdut o casă sau a fost dat afară dintr-o casă. Ce vă ascunde? Vă ascunde. Că sunt două femei implicate la mijloc. Cea anume o femeie blondă cu ochii albaștri. O femeie brunetă. Cute numai deschis dacă are ochii căprui, ochii verzi. Mă ascunde că, are un că femeia asta blondă este un șarpe. Poate fi blondă roșcată. Este un șarpe. Și că s-a furișat între voi și această persoană. Persoana asta vă ascunde că este într-o gravă depresie și este mâhnit sau mâhnită de ceea ce a făcut. Că are acte de suicid. Ok? Chiar cu dorința de a nu mai fi. Ascunde că toate drumurile sunt blocate ale acestei persoane. Fiți atenți că asta este o situație în care mama și tatăl este foarte mult implicat aici. Ok? Persoana asta a primit niște abuzuri foarte urâte și văd pe cineva care... Am spus mai devreme că mi s-a întrerupt videoclipul, cineva care este abuzat pe timp de noapte de către tată sau mamă, ok? Sexual mă refer. Și este vorba de un adult. Este ceva oribil ca și imagine. Iar persoana asta are mușcări și ar vrea să vorbească, să vă spună adevărul, dar nu știe cum să facă. Poate asta s-a întâmplat în energia trecutului, iar persoana asta vrea să vă spun acum, n-a trecut peste asta. Și mai încă mai devreme că ar vrea chiar
să-i facă un rău mamei sale pentru ceea ce a făcut. Ok? Haideți să vedem pentru etalarea numărul 2. Atât am avut pentru 1. Haideți să vedem ce va ascunde celor de la etalarea numărul 2 persoana iubită. Haideți să vedem ce secrete are față de voi persoana iubită. Ce va ascunde? Ce nu știți despre această persoană? Aud foarte mult că persoana asta se self-harm. Persoana asta se rănește singur sau singură. În diferite, cu diferite metode. Ce vă ascunde persoana voastră iubită? Ce nu știți despre această persoană? Ce nu poate să vă spună? Persoana asta are o problemă cu mama lui, mama ei. Și mai mult de atât vă ascunde că e posibil să aibă parte și de un divorț de o femeie care are copii. Ok? Mama copiilor lui. Care poate fi rac pe scorpion. Poate fi vărsător. Persoana asta vă ascunde că este în recuperare. Poate fi un leu berbec săgetător. Un bărbat din leu berbec săgetător și mama este cea din vărsător, rac pe scorpion. Ok? Vă ascunde că ar vrea să aibă posibilitate financiară, dar simte că se mișcă foarte încet și vindecarea este destul de grea. Vrea să plece din mediul acela. Sunt două lucruri între care oscilează. Este într-o depresie foarte gravă persoana asta. Doi de săbii. Arătați-mi doi de săbii. De ce are doi de săbii? Iarăși aceeași energie ciudată ca mai devreme. Deci la doi e aceeași energie ciudată. Mai văd aici un scorpion, pești. Mai văd taur, fecioară, capricorn. Rac. Deci fiți atenți, persoana asta este abuzată din familie de cineva. Mai mult decât atât, trece printr-o depresie groaznică. Ori a murit cineva din familie și este foarte deprimat, deprimată, dar aici e ceva foarte, foarte ciudat și în clar viziunea mea. Ceva se face până în spate, iar voi nu știți. Și se face acestei persoane noaptea. Când se duce la culcare. Sau îi se făcea în trecut. Și are remușcări față de chestia asta. Are remușcări. Vă ascunde că vrea, pentru unii dintre voi, vă ascunde că vrea să divorțeze în secret când voi nici nu știați că persoana asta e căsătorită. Poate e o relație nouă. Și persoana asta vrea să divorțeze. Cu doi de săbii e clar că decizia este că vrea să pună punct acelei relații. Dar nu o să vă recunoască nici după ce a divorțat sau nici după ce a terminat acea relație. Pentru alții dintre voi vă ascunde că încă nu s-a recuperat după o relație din trecut. Că încă mai suferă. Ce vă ascunde cu hierofantul și moartea? Da, hierofantul și moartea. E vorba de cineva din trecutul lui. Sau trecutul ei. Vă ascunde că nu s-a vindecat. Și poate că depindea financiar de acea persoană. Exact. Poate încă mai lucrează cu această persoană, asta vă ascunde. Ok? Persoana asta încă lucrează cu această persoană. Poate sunt împreună la același loc de muncă. Lucrează împreună. Și nu știți despre lucrul ăsta. Ok? Poate au afacere împreună. Arătați-mi 3 de pentacule. Arătați-mi 3 de pentacule. Da, ideea este că o să se pună capăt la acea situație.
5 de pentacle. Este cineva din Taur Fecioară Capricorn implicat aici? Poate fi tatăl celei de-a treia energii. Ok? Unora vă ascunde că încă lucrează, poate pentru tatăl, persoanei cu care a fost în trecut. Ok? Poate este o afacere de familie și lucrează. Și cumva depinde de această figură masculină și de figura maternă, mama lui, mama persoanei voastre iubite, care este de acord deloc cu relația voastră pentru că ar putea să dea informația mai departe cele de-a trei energii. Okay? Nu că n-ar vrea să termine acea relație, dar este ca și cum depinde financiar de această situație. Depinde financiar. Și ce se va întâmpla în această situație? Ce va face persoana voastră iubită în această situație? Tot ce este aici. Se va gândi foarte bine. Va fi împotriva. Va încheia cu lumea această situație. Va pune dragostea pe primul loc. Și va vrea să fie cu voi. Să lase această muncă toxică la o parte. Ok? Vine foarte multă comunicare către voi din partea acestei persoane. Care este toxicitatea din viața acestei persoane cu diavolul? Materialismul. Depinde și de cineva din Gemeni. Materialismul. Poate este mama acestuia sau cutușa. Este o familie... o organizație întreagă aici, ok? Este posibil ca persoana asta să fie implicată în niște afaceri foarte mutare. Nu neapărat să fie ce am spus mai devreme, dar își dorește să aibă victorie. Știți ce mai simt pentru altcineva? Este posibil ca persoana asta să vă fi privit de la început altfel, poate pentru partea financiară. Și în... prezența îndrăgostit de voi, iar persoana asta vrea să iasă din organizația asta, ok, pentru cine răspundea. Și acum vrea să facă treaba asta, dar este șantajat sau șantajată, că vă spune vouă. Și are remușcări noaptea, pentru că știe că voi ați oferit dragoste adevărată și v-ați purtat foarte frumos cu el sau cu ea. Șase de bâte, ce v-a spune șase de bâte? Vrea să aibă victorie cu voi, poate sunteți doamne din Leu, berbec, săgetător. Dar indiferent de ce zodia ați fi, că vrea să vă acorde toată atenția posibilă, ce vă ascunde cu șase minute. Că vrea o împăcare cu voi, dar nu înțeleg turnul. Totul. Persoana asta are o problemă cu alcoolismul și voi nu știți. Pierde locul de muncă. Asta este. Turnul. Turnul. Persoana asta încercând să vă facă un rău, indiferent ce intenție are acum, răul i s-a întors pe loc. În ceea ce ține de muncă, răul i s-a întors pe loc. Și acum înțeleg că persoana asta a vrut să vă facă un rău la început. Indiferent că acum vă iubește și îi pare rău și regretă, pentru că aici au fost mai multe persoane la mijloc, acum regretă și vrea să întoarcă timpul înapoi și vrea să facă ceva să salveze această situație, dar este cam greuț. Bun, vreau să văd și din Lenormand. Iubită pentru cei de la etalarea numărul 2. Ce vă ascunde? Ce nu știți despre această persoană? Ce vă ascunde?
că a luat o decizie deja să părăsească o femeie blondă cu ochi albaștri și primiți vestea asta, ce vă spune? Persoana asta poate fi mai tânără decât voi, ori poate fi să aibă copii cu acea persoană. Vă ascunde că se pregătește să vă trimită o scrisoare. Că vine către casa voastră cu un cadou, atenție. Totuși persoana asta nu are finanțe. Ce vă ascunde? Ce vă ascunde cu acești șarpe? Are probleme de sănătate emoțională destul de gravă, dar mai mult de atât, ce vă spun de cu acești șarpe? Deci aceeași energie ca mai devreme, deci nu pot să n-o spun, ok? Trebuie să o spun. Feriți-vă, dacă persoana asta este bolnavă și are o problemă psihică de care voi nu știți, persoana asta are un istoric, o arhivă, să spunem așa, în care a fost abuzată și simte nevoia să abuzeze. Poate este involuntar, poate este vorba de vreo boală psihică, de vreo traumă foarte mare, dar persoana asta vă ascunde că vrea să vă facă rău fizic, ok? Și că are apucăturile astea. Și mai mult decât atât, vă ascunde că a făcut rău cuiva în trecut și a făcut parte la plecarea cuiva din lumea asta, ok? Să o spunem mai frumos, înțelegeți voi. Și asta nu-mi place deloc. Ok, am înțeles, vă iubește, ok, dar vreau să fac exact cum am făcut mai devreme, așa o să fac și acum. Ok, clarificați-mi aceste patru cărți. Deloc. Ce este cu crucea, pământ și moarte? Deci vă rog un pic să aveți grijă cu această persoană, ok? Indiferent de cine ați întrebat, vă știți mai bine situația, avem moartea și 9 de săbii. Clarificare cu steaua. Aici este un secret bine ținut cu 4 de monede de care voi nu știți, ok? S-a plecat de acolo, de la locul respectiv, de la locul faptei, să spunem. Regele ăsta de bâte, leoberi pe săgetător sau vărsător. Dacă voi sunteți leoberi pe săgetător, doamnele, persoana asta vine cu viteză către voi. Dar ce a făcut acolo? Poate să fie într-un trecut mai îndepărtat, poate să fie mai apropiat. De ce a făcut lucrul ăsta? Și este și diavolul aici. Deci, cu temperanța. Mintea acestei persoane este întunecată. Simt o energie. Poate persoana asta chiar face parte dintr-un cult destul de ciudat, ok? Sau pur și simplu să divinizeze pe altcineva. Nu pe cel corect. De ce a făcut lucrul ăsta aici? Ok, am înțeles din... Deci devine foarte interesantă citirea asta. Fiți atenți că am avut o clară viziune. Să ne relaxăm. Persoana asta... Fiți foarte atenți la mine. Împreună cu un bărbat care știe de treaba asta și poate... Este un bărbat foarte apropiat pe cel pe care îl vedeam eu că îl abuzează. Abuzează persoana voastră iubită că știe de treaba asta. Ok? Pe timp de noapte au făcut rău unei femei. Un rău final. Înțelegeți? Și am întrebat de ce au făcut-o. Sau de ce a făcut-o.
Posibil pentru că persoana asta era în stare de ebrietate și era cu încă două persoane sau cu persoana de care v-am zis. Ori posibil. Ce a făcut persoana asta? Ce a făcut femeia asta, persoana voastră iubită, a făcut asta? Se îndrăgostise de altcineva. Ok? Iar persoana asta a decis să-i pună cap. Oricum, video asta nu e pentru copii. Ok? Dar mi se pare orifiant. Mai trebuie o dată. De ce a făcut persoana voastră iubită șarpelui asta? De ce a făcut asta? Același răspuns. De ce a făcut asta cu asul de cupe? Pentru că mergea cu alte persoane pe lângă foarte multe. Ok? Și de ce ține lucrul ăsta ascuns? De ce ține acest lucru ascuns persoana voastră iubită? Asta este omorâre pentru reducere la tăcere. Ok? Foarte ciudat în seara asta. Normal. Pentru a nu fi prins sau prinsă. Și de ce vine către voi? Ia să vedem. De ce vine către regina de bute? Pentru că este împotriva unei fecioare, taur, capricorn. Deci, am înțeles. Taur, fecioară, capricorn. Femeia asta, ok? Este șarpele. Care ori a pățit, ori va spune că va păți lucrul ăsta. Vine către voi dacă sunteți leu, berbec, săgetător. Acesta este individul care îl șantajează, ok? Care face parte dintr-o organizație. Sunt mai mulți la mijloc. Iar persoana asta este împotriva ca persoanele astea să vă facă rău, de-aia vine către voi. Aici este o fecioară implicată, am spus. Ok? Și de ce mai vine către voi? Vrea să aibă un nou început, dar știe ce a făcut. Ok? Știe ce a făcut. Vă rog să aveți foarte mare grijă cu persoana asta. De ce vine cu 5 de bute? Nu. 5 de bute și turnul. Ia să vă spun eu ceva. Fiți foarte atenți. Persoana asta... Vreau să cred că este un film, ok? Și că nu este real. Vine cu turnul și 5 de bute și vă poate face ceva rău cum i-a făcut persoanei despre care v-am spus, ok? Pentru că avem 5 de bute, turnul, pentru că voi refuzați această persoană, ok? Ați înțeles? Deci trebuie să aveți foarte mare grijă. Aveți foarte mare grijă pentru că eu vă sfătui să nu primiți persoana asta în casă. În special pentru cei care aveți de-a face cu persoana asta și nu o cunoașteți de foarte mult timp și este o persoană nouă din viața voastră, persoana asta este... are o problemă psihică. Și voi trebuie să vă feriți de lucrul ăsta. Bun. Îmi pare bine că am reușit să transmit mesajul în sfârșit. Atât am avut și pentru cei de la etalarea numărul 2. Acesta a fost video interactiv din această seară. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc, vă pup și vă aștept la un nou video.